promisiunea zilei pentru tine, astăzi din Psalmul 91 cu versetul 4. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune: El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui. Promisiunea de astăzi ne-l prezintă pe Dumnezeu ca păzitor al nostru. În Psalmul 91, David ne prezintă natura și mărimea domniei lui Dumnezeu, pe care o manifestă în relație cu cel credincios care se pune sub ocrotirea Lui. 16 versete colaborează ca să alcătuiască o singură imagine a lui Dumnezeu ca păzitor al tău. Dumnezeu oferă mai mult decât posibilitatea protecției sau probabilitatea protecției. A întreba dacă te va păzi Dumnezeu este ca și când ai întreba: este Papa catolic? Bineînțeles că Dumnezeu te păzește. Pacea și seninătatea ta contează foarte mult pentru cer. Prezența lui Dumnezeu împrejmuiește viața ta. Cel care te separă de rău este Dumnezeu, păzitorul tău. Un politician a fost întrebat odată dacă îl deranjează garda lui de corp, care era tot timpul în preajma sa. Răspunsul lui a fost: știi, protecția lor îți face bine. Cu mult mai mult face protecția lui Dumnezeu. El observă fiecare persoană care ți iese în cale. Atunci când mergi, El te călăuzește. Atunci când dormi, El veghează. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui. Așa cum o pasăre își întinde aripa peste puii ei în timp de furtună, la fel Dumnezeu te protejează de furtunile care se abat asupra ta și a familiei tale. Aripa Lui chiar în acest moment te acoperă. Dumnezeu, păzitorul tău, te protejează de lațul vânătorului, de ciumă, de coronavirus, care umblă și în întuneric, și de groaza ei, care umblă în timpul nopții, și de săgeata care zboară ziua. Stimate ascultător, Dumnezeu îi păzește pe cei care se întorc la El și stau sub ocrotirea Lui. Zdrobirea pe care o simți sau greutățile cu care te confrunți nu sugerează depărtarea Lui, ci dovedește apropierea Lui. De aceea încrede-te în suveranitatea Lui și în promisiunile sale. El nu a spus niciodată un cuvânt care s-a dovedit a fi fals. El nu a dat nicio promisiune care s-a dovedit a fi o minciună. 10 de ani de umblare cu Dumnezeu l-au dus pe Iosua la concluzia că din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Iosua 21:45. Iar apostolul Pavel spune: dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. 2 Timotei 2:13. Așadar, poți depinde de El. El este același și ieri, și azi, și în veci. Încrede-te în El și spune ca psalmistul: ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Psalmul 56 cu versetul 3. Dumnezeu este la cârma vieții tale, îți direcționează pașii și se bucură de fiecare detaliu al vieții tale. El este păzitorul tău și nimic rău nu ți se va întâmpla. Dumnezeu să te binecuvinteze!